Dragi cetățeni, vreau să vă vorbesc despre perioada complicată pe care o traversăm acum și despre ce putem face împreună pentru a trece peste ea. Republica Moldova se confruntă cu mai multe crize în paralel. Criza pandemică, criza energetică și creșterea prețurilor. Războiul din Ucraina a declanșat o nouă criză care va avea consecințe serioase și de durată pentru țara noastră. În ultimele săptămâni, criza pandemică pare să scadă în intensitate, însă criza energetică care a început în toamnă ne creează probleme majore. Prețurile la gaze continuă să crească, iar asta înseamnă costuri mai înalte și pentru încălzire și electricitate. De la asta au de suferit și cetățenii și agenții economici. Și prețurile la carburanți au luat o razna, punând în pericol lucrările agricole de primăvară. Au crescut prețurile și la alte bunuri și servicii de primă necesitate. Iarna aceasta, guvernul a oferit compensații la factura majorată de gaz și încălzire pentru aproape 1 milion de gospodării. 300.000 de familii vulnerabile au primit ajutoare mai mari pentru perioada rece a anului. Am pregătit și alte măsuri, dar pe 24 februarie ne-am pomenit cu un război declanșat chiar la hotarul nostru. Războiul nu ne vizează direct, dar ne afectează economic și social. Suntem obosiți, slăbiți și avem venituri mai mici. Dar nu suntem doborâți. Dimpotrivă, greutățile au eliberat în noi energii nebănuite. Am văzut în aceste săptămâni o mobilizare impresionantă a cetățenilor noștri. Persoane fizice, companii private, organizații non-guvernamentale au oferit gratuit transport, mâncare, cazare refugiaților din Ucraina. Mulți angajați ai statului au muncit zilnic peste program și au asigurat funcționalitatea exemplară la trecerea frontierei, la punctele de triere, la centrele de plasament. Despre acest avânt generos al poporului nostru a relatat și presa internațională. Dar entuziasmul trece, iar comunitățile noastre intră încet, încet într-o nouă realitate. Realitatea în care războiul e tema zilnică la știri și influențează modul în care simțim și gândim, modul în care vorbim copiilor sau părinților noștri, modul în care privim lumea. Nu există nicio justificare pentru uciderea oamenilor nevinovați în casele lor, în țara lor. Cu toții trebuie să condamnăm acest război, să fim atenți și grijulii cu sentimentele și starea de spirit a celor din jurul nostru. Războiul are un impact major asupra economiei. Am pierdut accesul la nodul logistic din Odessa, de unde primeam o bună parte din importurile care vin în Moldova. Importatorii folosesc rute alternative mai scumpe pentru livrarea produselor. Ei caută de urgență alți parteneri de afaceri în locul celor pierduți din cauza războiului. Creșterea cheltuielilor de import duce la prețuri majorate, prețuri pe care le plătim cu toții. Și exportatorii sunt afectați de război. Cei care exportă producție pe piețele de est au dificultăți cu livrările din cauza acțiunilor militare pe teritoriul țării vecine. Utilizarea rutelor alternative crește costurile de transport, deja foarte mari din cauza prețului la combustibil și afectează competitivitatea produselor. Reorientarea spre alte piețe ia timp. Mulți antreprenori din țara noastră se află în mare dificultate. Și acesta e costul invizibil, pervers al războiului. Acțiunile militare creează situații imprevizibile. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat cu sarea zilele trecute. Ne-am panicat fără motiv. Astăzi toți încearcă să facă rezerve, să cheltuie mai puțin, să planifice mai bine bugetul familiei sau bugetul companiei. În loc să se dezvolte, economia suferă șocuri. Dragi concetățeni, trecem printr-o perioadă complicată. Încă nu am ieșit la liman. Dar vreau să știți că nu sunteți singuri în fața furtunii. Noi suntem aici și lucrăm la soluțiile cele mai bune pentru a vă sprijini. Am solicitat guvernului să vină cu un program de reziliență și activități anticriză pentru perioada următoare, care să conțină măsuri pentru susținerea afacerilor mici și mijlocii, inclusiv în agricultură, și pentru susținerea oamenilor cu venituri mici. E necesar să lansăm cât mai multe proiecte de infrastructură la nivel național și local,
pentru a crea cât mai multe locuri de muncă, dar și pentru a consolida reziliența țării. Proiecte de reabilitare a drumurilor naționale și locale, podurilor și infrastructurii feroviare, proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare. În contextul prețurilor înalte la resursele energetice, este foarte important să investim deja în această vară în proiecte de eficiență energetică care vor reduce consumul de energie al instituțiilor publice și al blocurilor de locuit și vor reduce costul facturilor. E necesar sprijin pentru micii fermieri pentru a începe la timp lucrările agricole și a asigura roadă suficientă în situația creșterii prețurilor la produsele alimentare la nivel internațional. Se cer măsuri mai țintite pentru a ajuta economia și cetățenii să treacă mai ușor peste șocul provocat de război. Putem să ne ajutăm unii pe alții. Un exemplu simplu care poate face diferența este să consumăm mai multe produse locale. De exemplu, mere proaspete, crescute cu grijă de agricultorii noștri care acum nu-și mai pot duce marfa pe piețele din est. În lunile ce vin, va trebui să muncim mai mult, să economisim, să fim mai adaptabili. Vom rezista, așa cum au făcut-o la greu părinții și bunicii noștri. Moldovenii au dovedit că știu și pot să fie demni și solidari. Dacă în locul urii alegem unitatea și grija față de aproapele nostru, iar în locul deznădejdii alegem să ne facem datoria. Vă promit, oricât de greu ne va fi tuturor, statul va fi alături de cetățeni. Acționând cu omenie, prudență și responsabilitate, împreună vom ieși mai puternici din această criză, așa cum am mai făcut-o în istoria noastră zbuciumată. Putem și suntem datori să lăsăm urmașilor o Moldovă dezvoltată, puternică, o țară în care oamenii trăiesc bine, în înțelegere, pace și prosperitate, care privește semeț înainte, spre un viitor european pe care și-l construiește cu forțele proprii și pe care îl merită din plin.